Ziua bună, prieteni! Sunt Vali Conea și astăzi vă prezint un material legat de legăturile neștiute dintre dat și Biblie. Un material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. O istorie ascunsă. Este fascinant că în cercetarea istorică din domeniul religiilor și al dacismului a început să se contureze o teorie care propune o reinterpretare a începuturilor creștinismului și a posibilelor relații dintre strămoșii noștri daci și Vechiul Testament. Această nouă perspectivă aduce o schimbare semnificativă în percepția asupra istoriei religioase și a legăturilor culturale din antichitate. Până în prezent, unele teorii sugerau că tradițiile religioase ale dacilor și altor popoare din zona Europei de Est ar putea avea conexiuni sau influențe din culturile orientale sau semitice, incluzând aici posibile paralele cu personaje sau evenimente din Vechiul Testament. Această abordare ar putea redefini modul în care ne raportăm la sursele și la interpretarea istoriei în regiunea respectivă. Pentru cercetătorii români, această teorie are o importanță deosebită, deoarece aduce în discuție o posibilă legătură între strămoșii daci și elemente specifice biblice, fapt care ar putea contribui la o mai bună înțelegere a originilor culturale și religioase ale poporului român. Această asociere ar putea deschide noi direcții de cercetare și ar putea oferi o perspectivă mai complexă asupra istoriei noastre. Mitologia greacă, așa cum a fost transmisă prin lucrările lui Hesiod în Teogonia, reflectă o imagine complexă a lumii divine, a acelor vremuri. Interesant este faptul că această tradiție mitologică a fost rescrisă și reinterpretată în contextul luptei grecilor antici pentru independență față de popoarele nord-dunărene. Acest moment al istoriei grecești a adus o schimbare semnificativă atât în mitologie, cât și în identitatea culturală a elenilor. Pe măsură ce grecii își consolidau independența și își conturau propria identitate națională, s-a observat o tendință de a elimina sau de a minimaliza legăturile cu vecinii lor din zona nord-dunăreană. Această atitudine a afectat și mitologia greacă, mitologie care a fost adaptată și rescrisă pentru a reflecta noutatea și unicitatea culturii grecești în relațiile cu alte popoare din regiune. Este interesant să observăm că astfel de schimbări din sfera mitologică au putut influența și perspectivele asupra istoriei și religiei în general. Transformările mitologice din perioada respectivă ar fi putut determina și reinterpretări ale istoriei și a relațiilor interetnice în încercarea de a evidenția distincțiile și de a promova identitatea culturală a Greciei antice. Invocarea acestei transformări a mitologiei în contextul luptei pentru independență oferă o perspectivă inedită asupra relației complexe dintre istorie, mitologie și identitate culturală. Așadar, studiul schimbărilor mitologice din acele vremuri poate ilustra modul în care tradițiile și convingerile religioase sunt influențate de contextele politice, sociale și culturale specifice momentului istoric. Printre urmările acestor schimbări se numără, conform istoricilor, și pervertirea cărților sfinte care formează Vechiul Testament. Conform lui Nicolae Densușianu, Vechiul Testament este o interpretare a mitologiei pelasgilor, strămoșii geților și a etruscilor. Și filologul istoric dă ca exemplu următoarea preluare. Astfel, numărul magic 6 al dacilor a fost preluat în numărul 66, număr benefic conform Vieții Sfinților. Și în antiteză, evreii antici au identificat cifra 666 cu numărul satanei, știind că acest număr îl reprezenta pe Zamolchis, preotul zeu pe care Densușianu îl mai numea și Atlantul. Deci, de fapt, nu fiindcă era satana, l-au identificat pe Zamolchis, ci pentru faptul că nu au vrut să-i recunoască întâietatea în construcția creștinismului. Și revenim la Vechiul Testament, la pasajul în care a avut loc războiul cerului, în care, conform Bibliei, fiii cerului, care au rămas alături de tatăl, au învins și drept urmare au fost desemnați drept păzitori ai pământului. Aceștia sunt descriși ca fiind înalți, blonzi, cu ochi albaștri, exact cum erau prezentați în textele antice dacii. Simbolul toporului. Zecheria Sachin, un scriitor american, care a declarat că a tradus câteva plăci sumeriene, afirmă că sumerienii își numeau zeii paznici, iar țara lor de origine era pământul paznicilor. Acești sumerieni aveau ca simbol sacru toporul, dar acest simbol era folosit și în descrierea tripletei Saturn-Cronos-Amoxis și localizate autorii antici cu precădere la popoarele din nordul Dunării de Jos.
Deci și la sumerieni și la daci simbolul era același topor, de fapt o secură dublă. Deceria Sacin susține că acest simbol era prezent și pe malul Nilului. Cuvântul egiptean pentru zei divin era Neteru, paznicii, iar în traducerile timpurii ale textelor biblice și pseudobiblice în greacă, cuvântul Nefilim, adică Anunnaki, era redat prin paznicii. Hieroglifa acestui cuvânt era un topor. Dar apare și Edgar Wallace, care în cartea Zeii Egiptenilor are un capitol intitulat Toporul ca simbol al lui Dumnezeu. Vorbește de coincidențele care duc la preotul zeu Dak Zamolxis. Revenind la Sacin, care afirmă că tablițele sumeriene deșifrate spun că Enki a creat două specii de oameni, iar din compararea unor mituri diferite din America de Sud până la Sumer, am ajuns la concluzia că fiul său, Marduk, echivalentul lui Noe, a creat un gen nou de oameni după Marele Potop. Mitul sumerian, conform lui Densușianu, este aproape identic cu un mit dacic, ceea ce ar duce la teoria că sumerienii au migrat de undeva din Carpați. De ce dacii au fost creștinați relativ foarte repede? Unul dintre lucrurile surprinzătoare ale Antichității este creștinarea relativ ușoară a getodacilor. Dacă în multe țări creștinarea s-a făcut cu sabia, aici, pe teritoriul vechii dacii, mesajul lui Iisus a pătruns fără să întâmpine prea multă rezistență, fiind îmbrățișat de autohtoni care au combinat noul mesaj cu tradițiile proprii, tradiții anterioare creștinismului, păstrate până astăzi. Dar de ce s-a petrecut acest lucru? Dacă facem o comparație între Iisus și Zamolxis, vom găsi câteva similitudini surprinzătoare, care explică acceptarea creștinismului ca pe un fel de continuare a religiei zamolxiene. Istoricul Dan Olteanu ne spune că similitudinile dintre religia lui Zamolxis și cea lui Iisus au fost sesizate de primii creștini, dar și de mulți autori păgâni care au combătut religia lui Iisus. În secolul al II-lea, dinainte de Hristos, un autor păgân, Celsus, a scris că primii creștini nu fac altceva decât să repete ritualurile din religia lui Zamolxis, fiindcă cinstesc pe cel prins și mort. Ați făcut la fel ca și geții care cinstesc pe Zamolxis. Alte asemănări dintre religia lui Zamolxis și cea lui Iisus legate de ritualuri și de înviere vin din scrierile antice. Astfel, Clement din Alexandria, Sfântul Hipolitus, Ioan Crisostomul, Sfântul Grigore din Nazianze, dar și alți mulți autori patristici au descris câteva asemănări dintre care două dintre ele sunt cu adevărat importante. În primul rând este vorba despre învingerea morții și înviere, un traseu inițiatic foarte asemănător în cazul celor două mari religii, creștinismul și zamolxismul. Dacă în cazul lui Iisus, odată cu moartea prin crucificare, urmează coborârea în infern pentru trei zile și triumful asupra răului și a morții, iar apoi învierea în a patra zi, în cazul lui Zamolxis, procesul durează 3 ani, iar revenirea se face în al patrulea. Se făcu nevăzut din mijlocul tracilor, coborând în adâncul încăperilor subterane. Tracii fură cuprinși de părere de rău după el și îl jeliră ca pe un mort. În al patrulea an se ivi însă iarăși în fața tracilor și așa făcu să creadă în toate spusele lui, scria istoricul Herodot în lucrarea Istorii. Practic, după acest eveniment al revenirii din lumea subterană, cei doi, Iisus și Zamolxis, au generat reforme spirituale care au dus la nașterea creștinismului și a zamolxianismului. În al doilea rând, atât creștinismul cât și zamolxianismul au ca doctrină principală nemurirea sufletului. Sufletul, eliberat din trupul de carne, dacă a avut o viață pământeană meritoasă, ajunge într-o lume fericită pentru totdeauna. Mircea Eliade spunea în cartea De la Zamolxis la Genghis Khan că toate aspectele religiei lui Zamolxis, escatologie, terapeutică, teurgie, etc., încurajau apropierea de creștinism, iar de Drăgicescu în lucrarea Din psihologia poporului român scria că esențialul religiei lui Hristos se găsea deja în religia dacilor. O altă explicație a răspândirii creștinismului la nordul Dunării, în spațiul getodacilor liberi, constă și în faptul că cei doi împărați romani care au deschis calea oficializării religiei creștine în Imperiul Roman au fost Dacul Galerius și Tracul Constantin cel Mare. Ce origine avea Iisus? Anumiți autori susțin că Iisus nu era de origine evrească și că, din acest motiv, nu a fost recunoscut ca Mesia și l-au și răstignit. De fapt, chiar din descrierile biblice aflăm că Iisus nu avea caracterele fizice ale poporului evreu și avem chiar spusele lui Pilat din Pont.
Trecând într-o zi pe lângă lacul ce se cheamă Siloam, am văzut acolo o mare mulțime de popor, iar în mijlocul ei pe un tânăr. Mi s-a spus că este Isus. Era tocmai ceea ce puțin mă așteptam să văd, atât de mare era deosebirea dintre el și ascultătorii lui. El părea ar fi avut cam vreo 30 de ani. N-am văzut în viața mea o privire atât de senină și de dulce. Un contrast mai izbitor decât între el și ascultătorii lui, cu bărbile lor negre și fețele încruntate. O explicație posibilă ne oferă Eugen Delcea și Paul Lazar Tonciulescu, care vorbind despre tărtărenii plecați spre Sumer din țara soarelui răsare, Dacia, spun că sumerienii aveau ochi mari, buzele subtiri, nasul drept sau puțin acvilin și pielea albă, fiind de tip brahicefal, adică cu fruntea lată, descriere ce se potrivește perfect tipului uman getodacic. La acestea se adaugă portul bărbii lungi și a pletelor, scria Eugen Delcea și Paul Lazar Tonciulescu în Enigmele Terei, istoria începe în Carpați. Prin urmare, ca și caracteristici tipologice, Iisus se încadrează tipului uman carpato-dunărean și nici de cum tipului semitic. Apare Zamolxis în predicile lui Iisus. Se știe că cele trei epitete pe care le atribuie Iisus părintelui său divin sunt Dumnezeu, Tatăl și Omul. Autorii celor patru evanghelii ne spun că Iisus a mărturisit de multe ori că este Fiul lui Dumnezeu. Dar cine era această divinitate cărei se închina Iisus? Știind fiind diferența flagrantă între Dumnezeu Vechiului Testament și cel al Noului Testament. O explicație ne oferă Densușianu în Dacia preistorică. Cuvântul arhaic de deu sau deul îl aflăm întrebințat ca un termen național în ținuturile pelaje ale Traciei și Mesiei în timpurile Imperiului Roman. În munții Rodopului, un veteran ridică la anul 76 dinainte de Hristos un altar lui Deo, Midizei, Midvzei sau Midizei, unde ultimul cuvânt ne prezintă numai o formă alterată a lui Domnuzei sau Domnizei, Dumnedeu sau Dumnezeu. Mai mult, același autor ne atrage atenția că forma combinată Deu, Dumnezeu, care ne duce cu gândul la formularea evanghelică Domnul Dumnezeu, o aflăm și azi în tradițiile populare românești. Iisus în Evanghelie apare și cu denumirea de Mesia, iar în zona din sudul Dunării, locuită de asemenea de daci, se numea Moesia sau Mesia, o dovadă în plus că Iisus era de origine dacică, iar formarea sa spirituală s-a desăvârșit aici. Cel mai des întâlnit epitet al lui Dumnezeu în predicile lui Iisus este Tatăl și tot de la Densușianu aflăm că Tatăl era un alt nume al lui Zamolxis. Și în fine, cel de-al treilea epitet folosit de Iisus era de Fiu al Omului. Densușianu vine și ne rămurește și în această privință. Cuvântul om reprezenta în antichitate o înaltă putere divină. Vârfurile cele mai înalte ale acestui nume, Buceci, poartă azi numele unul de Caraiman și altul de Omul, și amândouă au fost odată consacrate divinităților supreme ale rasei pelaje, unului Cerus, Manus și altului Saturn, numit Omul. Mai mult, această denumire de Fiu al Omului ne-ar putea indica și ce anume a făcut Iisus în perioada așa numită albă a vieții sale, perioada dintre 12 și 30 de ani în care nu se știe nimic despre El. Este posibil ca în această perioadă Iisus să-și fi desăvârșit formarea spirituală de Fiu al lui Dumnezeu, Zamolxe, în Dacia, mai exact pe vârful Omul și în peștera Ialomicioara, peștera marului preot al lui Zamolxe. Și să nu uităm că însuși Iisus se adresa ascultătorilor cu voi evrei, dar asta nu înseamnă oare că Iisus nu era evreu? Dovezi istorice despre legăturile dacilor cu popoarele de la Marea Moartă. În capodopera sa Dacia, înainte de romani, Tocilescu vorbește despre două țări din Caucas, care făceau comerț cu fenicienii din Tir, lucru consemnat într-adevăr și în Biblie de profetul Ezechiel. Iată ce ne spune Tocilescu citându-l pe Strabon, care în geografia sa vorbește despre țările Caucasului. Strabon indica ca unul dintre centrele metalurgice cele mai vechi Turn Cabrilor, ale cărei mine de argint erau renumite încă din timpul lui Homer, stă scris în Iliada. Ezechiel zicea că Tubalu și Mosocu, două țări din Caucas, trimiteau în timpul său la Tir, în vase de acicae, de salcâm, produsul industriei lor. Să reproducem acum întocmai citatul din Biblie. Iavanul, Tubalul și Meșecul făceau negoți cu line, cu fenicienii veniți din Tir, dădeau robi,
și unelte de aramă în schimbul mărfurilor tale. Astfel, Grigore Tocilescu afirmă că strămoșii noștri getodaci făceau comerț cu fenicienii din Tir și evrei de la Marea Moartă, dându-le acestora aur și argint. Recent s-a descoperit la Biblos o rozetă, adică un trandafir de aur, a cărui proveniență este în mod cert din spațiul nostru getodac, mai precis de la Sarmisegetuza. Și să ne amintim că la Sarmisegetuza s-a descoperit cu totul întâmplător o matriță folosită la fabricarea diverselor obiecte de podoabă, chiar și a rozetelor de aur. Biblos este un sit istoric aflat lângă Tir și Sidon în vechea Fenicie antică și chiar Strabon vorbește de cele mai vechi centre metalurgice și anume de turnul Cabirilor, identificat cu muntele sacru al dacilor. Concluzie. Fără a face niște forțări, nu putem să nu constatăm o multitudine de legături și coincidente între istoria strămoșilor noștri și textele biblice. Nu mergem prea departe cu susținerea, deși sunt daciși care o afirmă, că Iisus era neam de dac, dar nu putem nega legăturile dintre creștinism și zamolxianism, ceea ce ne aduce aminte și de teoria inițierii tânărului Iisus pe teritoriul nord-dunărean. Și nu este exclus ca Iisus să fi preluat teme din filozofia lui Zamolxis și să le fie adaptat religiei promovate de el în țara lui Israel. De asemenea, nu putem nega că, sub o formă sau alta, în cărțile sfinte, în special în Vechiul Testament, daci apar în diverse episoade. Reamintim că aceiași daci apar și în clasicele opere homerice, Iliada și Odiseea. Și dacă adăugăm și teoria, din ce în ce mai acceptată, că sumerienii au migrat din spațiul Carpato-Danubian, înseamnă că civilizația dacă era chiar foarte importantă și, deci, putem influența și viitoarea religie născută în Iudeea, dar perfecționată de Iisus Hristos la începutul erei noastre. Dar știm că zamolxianismul este o religie cu mult mai veche, deci este posibil ca să fi influențat foarte mult creștinismul. Este foarte clar că cele două religii se întrepătrund, au rădăcini comune, dar o dezvoltare diferită. Zamolxianismul a rămas doar în tradițiile vechi românești, pe când creștinismul a cucerit două treimi din populația actuală a Pământului. Totuși, ne putem mândri că la baza creștinismului stă și ceva din istoria noastră veche, adică a poporului dac. Acesta a fost materialul semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, intitulat Legăturile neștiute dintre daci și Biblie. Sunt Vali Conea și până data viitoare vă urez să aveți parte de toate cele bune!